Bucureștenii au deschis scorul în minutul 28. În repriza secundă al Violeții au avut ocazia să egaleze, însă Doman a ratat un penalti. La câteva minute nici oaspeții nu au știut să profite și au ratat și ei o lovitură liberă. În minutul 73, Botea a egalat, iar câteva minute mai târziu, Roland Stănescu a stabilit scorul pe tabela de marcaj. Da, într-adevăr, supărare că nu reușim să ne calmăm și e urât că nu ne concentrăm, nu avem realizări și important e să ne iasă jocul, nu cine marchează. Da, am făcut un joc bun, dar cred că am fost urmărit și de ghinion astăzi seara. Am avut foarte multe ocazii, am ratat eu două ocazii, Ivănică și două penaltiuri. Important e că ne-a făcut antrenamentul și sperăm că data viitoare să băgăm în poartă. A ieșit jocul echipei? Eu cred că nu prea a ieșit. Multe faze care am avut au fost individuale, cred că nu ne-au ieșit foarte bine relațiile de joc. Piteștenii puteau majora scorul, însă Monel Cârstoiu a ratat încă un penalti dat de centralul Cătălin Popa. Un joc amical, zic eu, disputat, păcat că suferim la faza ofensivă. Vedeți noastră că nu reușim să marcăm. Din păcate am avut foarte multe ocazii, două penaltiuri ratate. Până la urmă câștigăm 2-1, dar totuși mi-aș fi dorit ca scor să fie mai mare, pentru că FC Argeș și așa se remarcă cu un scor mai mare cu asemenea echipă. FC Argeș va mai disputa încă o partidă amicală sâmbătă. Albioleții vor întâlni în deplasare formația FC Otopeni.